doamna. Mulțumesc! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor, domnilor primari, doamnelor viceprimar, doamnelor care reprezentați Corpul Asistenților Sociali de aici din județul Bacău, cadre medicale, cadre didactice, dumneavoastră tuturor care sunteți astăzi alături de noi, de Guvernul României, de reprezentanții autorităților locale, respectiv domnul președinte al Consiliului Județean Dragoș Pelea, alături de domnul prefect. Vreau să încep prin a-i mulțumi domnului prim-ministru Victor Ponta pentru sprijinul constant pe care ni-l acordă pentru implementarea în România a programelor care se adresează grupurilor vulnerabile, deopotrivă domnului vicepremier Liviu Dragnea, care este astăzi alături de noi, ca întotdeauna. Și apoi, I would like to thank to Sandy Blanchet, the representative of UNICEF in Romania, for her kind support in order to implement in Romania the all programs which tackle the issues and the problems related to the children which are in vulnerable groups. And then I would like to thank to Her Excellency the Ambassador of Norway in Bucharest for her kind support in order to finance this type kind of projects. Și nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor primari și tuturor celor care veți lucra și vom lucra împreună pentru a implementa acest prim proiect privind serviciile integrate la nivel comunitar, prin care vom ajuta 54.000 de copii și familiile acestora din județul Bacău, care au nevoie de intervenția statului pentru a duce o viață mai bună. Știm cu toții că o societate, pentru a fi puternică și prosperă, nu poate să-și atingă aceste obiective, indiferent de performanțele economice pe care le are, dacă nu reduce inegalitățile și nu combate sărăcia. Iar pentru Guvernul Ponta, lupta cu excluziunea socială și reducerea sărăciei este un obiectiv fundamental. Scopul final este acela de a avea o Românie solidară, de a avea o Românie inclusivă, în care fiecare cetățean să fie integrat, în care fiecare cetățean să se simtă că este ajutat și este în siguranță.